Bună ziua, dragii mei! Mă numesc Rodica Cocalea și discutăm astăzi despre cilindrul circular drept. Volumul cilindrului era cunoscut încă din Egiptul antic, în anii 2000 înainte de Hristos. Denumirea de cilindru, din accepțiunea actuală, a fost introdusă de Democrit în secolul al V-lea, iar Arhimede a studiat cilindrul, lucrarea sa despre sferă și cilindru, aproximativ în anii 225 înainte de Hristos. Democrit, un important filozof grec, care a trăit între anii 460-370 înainte de Hristos, a devenit celebru prin vastitatea tratatelor lui, aproximativ 50 de tratate, care se disting prin claritate și eleganța stilului. Două dintre aceste tratate sunt geometria și numerele. Un faimos turn este turnul din Pisa, Italia, care este o clădire în formă cilindrică și este faimos mai ales datorită înclinării lui. Construcția s-a început în anul 1173 și după 12 ani, când s-a ajuns la etajul al treilea, datorită proastei calități a solului, turnul a început să se încline. Construcția a fost topată și reluată abia după 100 de ani, când s-au mai construit celelalte 4 etaje, construite de data aceasta oblic, pentru a compensa partea înclinată. Cilindru este un corp mărginit de o suprafață cilindrică și două plane paralele. Suprafața cilindrică este generată prin rotirea unei drepte mobile, generatoare, paralelă cu axa de rotație și sprijinită de o curbă fixă, numită curbă directoare. Dacă cilindru are curba directoare în cerc, atunci vorbim despre un cilindru circular. Iar dacă generatoarea este perpendiculară pe baze, vorbim de cilindru drept. Deci la cilindru drept, generatoarea este egală cu înălțimea cilindrului. Cilindru se poate obține și prin rotirea unui dreptunghi în jurul mediatoarei unei laturi. În acest fel, obținându-se un cilindru circular drept. Deci putem privi cilindru ca un corp de rotație. Da? Generăm cilindru prin rotirea unui dreptunghi. Și în felul acesta obținem suprafața laterală a cilindrului, precum și cele două baze, ca să sunt niște discuri. Iată desfășurarea cilindrului circular drept. Deci desfășurând suprafața laterală a unui cilindru, obținem un dreptunghi, una din dimensiuni ca fiind lungimea cercului, de la baza cilindrului, adică egală cu 2πr, iar cealaltă dimensiune generatoarea, respectiv înălțimea cilindrului, dacă cilindrul e drept, acestea două fiind egale. Elementele cilindrului circular drept. Vorbim de baze, care sunt niște discuri de rază r. Vorbim de generatoare egală cu înălțime. Vorbim de O', care este axa cilindrului, da, axa de rotație, am observat alineauri, de rotație. Vorbim de secțiunea axială, care este dreptunghiul AB, B', A'. Atenție că nu este același cu dreptunghiul obținut prin desfășurarea suprafeței laterale a cilindrului. Iată și formulele legate de cilindru în comparație cu prisma dreaptă. Area laterală la prisma dreaptă e perimetrul bazei ori înălțimea. În cazul nostru, perimetrul bazei este lungimea cercului, adică 2πr ori generatoarea sau înălțimea dacă este cilindru drept. Area totală a cilindrului va fi area laterală plus de 2 ori area bazei, iar volumul area bazei ori înălțime. Formulele cilindrului circular drept am pus în evidență și lungimea cercului 2πr, respectiv area discului 2πr pătrat. Πr pătrat, da?
Dacă la aria laterală ziceam că adăugăm aria bazei, aria totală obținem 2pi r pe lângă r plus g, g plus r, iar volumul pi r pătrat h. O problemă. Avem un cilindru circular drept, secțiunea axială un pătrat de latură 6 cm. Asta înseamnă că AB-ul egal cu 6 cm, dar AB-ul este diametrul cercului, deci va fi egal cu de două ori raza, egal în cele două, obținem că raza este de 3 cm. Aria laterală a cilindrului este 2πRg, deci 2π, R3, generatoarea sau înălțimea în cazul nostru este tot 6, deci obținem 36π cm pătrați. Aria totală, 2πR pe lângă R plus G, deci 2π, raza de 3, de asemenea raza 3, generatoarea 6, 3 plus 6, 9, înmulțit cu 6π, 54π cm pătrați. Și volumul cilindrului, aria bazei ori înălțimea, sau aria discului pi r pătrat ori h. Pi, r era de 3 la puterea a doua și înălțimea de 6. 3 la a doua 9 ori 6, 54π cm cubi. Vă mulțumesc pentru atenție, o zi bună!